Pistele de biciclete din municipiul Suceava vor fi marcate cu vopsea verde. Declarația a fost făcută de viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski. Lucian Harșovski a arătat că în total sunt demarcate aproximativ 10 km de piste de biciclete, amenajate acolo unde teritoriul a permis să fie trasate, încât să rămână loc și pentru pietoni. Pentru a evidenția pista de biciclete și pentru ca aceasta să fie clar delimitată de restul trotuarului, s-a decis marcarea cu o vopsea acrilică de culoare verde, așa este în STAS. În noul STAS, pistele de biciclete sunt cu verde. Am făcut un test prima oară în zona metro mai sus spre galeria. După discuții avute cu bicicliștii, cu reprezentanții lor, au spus să încercăm să o facem și într-o zonă unde este mai circulată, să facem acest test pentru a vedea cum se comportă în timp, atât pe ploaie cât și la frânare, și am făcut aici, în zona primăriei. Trebuie spus clar, avem un oraș construit așa cum a fost construit el. Până vom introduce sensurile unice și vom avea benzi delimitate pentru transportul public local pentru biciclete, trebuie să folosim aceste piste pe trotuar care sunt conforme, atât cât se poate la fața locului, nu sunt folosite pentru curse de viteză, ci pentru deplasare.